Salutare tuturor! Eu sunt Creierul. Cătălin este plecat, iar eu vă voi prezenta episodul de astăzi. În descriere găsiți și canalul meu. Nu ezitați să vă abonați. Vă aștept. Haideți să începem! Oamenii se gândesc tot mai mult la colonizarea altor planete și nu numai din cauza că Pământul a început să pară din ce în ce mai neprietenos, dar și datorită evoluției științifice și tehnologice care fac ca fanteziile noastre să pară din ce în ce mai realizabile. De cele mai multe ori, speranțele de a ne muta pe o planetă ca Marte sunt spulberate de factori, cum ar fi distanța foarte mare care ar trebui parcursă până acolo. O călătorie care ar dura câțiva ani ne trezește la realitate. Dar dacă poziția planetelor s-ar schimba? Dacă s-ar apropia una de cealaltă și s-ar ciocni? Un astfel de eveniment nu este imposibil. Nu vă așteptați să se întâmple mâine, dar se pare că o astfel de concluzie deja a avut loc în istoria planetei noastre. Conform unei teorii, acum 4,5 miliarde de ani, planeta Theia s-a ciocnit cu Pământul, iar fragmentele rezultate în urma acestei ciocniri au format Luna. Dar se pare că au existat coliziuni și între giganți, iar sistemul solar și le amintește și pe acestea. Există teorii care susțin că în sistemul solar erau 5 astfel de giganți, nu doar 4. Unul dintre aceștia a suferit o catastrofă, dar dispariția lui a ajutat Pământul să supraviețuiască așa cum îl știm. Dar cum a făcut asta? Să nu uităm că totul este interconectat în sistemul solar. Înainte să se ciocnească cu acest obiect misterios, Jupiter era mai departe de Soare și mai aproape de ceilalți giganți. În acea perioadă, planetele solide din care făcea parte și Pământul nu existau încă așa cum le știm noi. Abia începeau să se formeze. Dacă ținem cont de alte sisteme planetare, sistemul nostru solar ar fi trebuit să aibă mult mai multe planete în acea perioadă decât are acum. Dar acestea lipsesc împreună cu al cincilea gigant, pe care probabil că Jupiter l-a împins atunci când s-a apropiat de Soare. Pentru a schimba poziția unei planete, o altă planetă nu trebuie neapărat să se ciocnească cu aceasta, este suficient să se apropie foarte mult. În urma acestui eveniment, atât spațiul dintre planete, cât și materia necesară pentru a forma planete noi a crescut, ceea ce a dus la formarea planetei noastre și, în cele din urmă, la apariția formelor de viață. Toate astea au avut loc acum mai bine de 4 miliarde de ani, când sistemul solar abia se forma și tot ce există aici era foarte instabil. Dar sunt și evenimente similare care au avut loc mult mai recent. În 2010, oamenii de știință au descoperit o coliziune puternică în sistemul planetar numit BD+20307. Acesta se află la 300 de ani lumină de Pământ, în constelația Arieș sau Berbecul. Dacă acolo existau forme de viață, acestea au fost distruse în momentul impactului. Numărul de particule de praf răspândite în spațiu în urma evenimentului este de 1 milion de ori mai mare decât norul de praf care orbitează în jurul sistemului nostru solar. De fapt, datorită acestui nor, oamenii de știință și-au dat seama că această coliziune a avut loc. În constelația Pavo a avut loc un eveniment similar. Un obiect de mărimea Lunii s-a ciocnit cu o planetă similară cu Mercur. Dovezile acestui impact sunt date de rămășițele unei substanțe similare cu lava și a dioxidului de siliciu. Analiza arată că planetele s-au ciocnit una cu cealaltă cu o viteză extrem de mare. Din cauza ciocnirii, substanțe ca olivina și piroxenii s-au topit, transformându-se în dioxid de siliciu. Ca să se întâmple ceva similar și cu planeta noastră, ar trebui ca mai întâi să se întâmple ceva care să schimbe dinamica sistemului nostru solar. Din fericire, obiectele spațiale se rotesc pe rute bine definite. Totul este atât de precis încât se poate prezice poziția lor în orice moment din viitor. Este imposibil să schimbi ceva în felul în care se mișcă. Dar dacă în acest sistem perfect, ar interveni puțin haos.
pentru a vedea care ar fi rezultatul unui astfel de eveniment, Jacques Lascar și Michael Gastineau de la Observatorul din Paris au făcut o simulare virtuală a unui efect fluture în sistemul nostru solar. Conform acestui principiu, bătaia aripilor unui fluture într-o zonă a planetei ar putea provoca un taifun într-o altă zonă. Oamenii de știință au făcut modificări minime ale unor parametri într-o simulare computerizată, astfel încât să destabilizeze sistemul existent. În 99% dintre cazuri, nu s-ar întâmpla nimic prea grav, pentru că nu este atât de ușor să strici sistemul solar. Dar rămâne acel 1% în care totul ar putea fi distrus. În mod ciudat, cel mai periculos element ar fi Mercurul. Această planetă din sistemul solar are cea mai mică masă, ceea ce înseamnă că poate fi destabilizată cel mai ușor. Iar asta înseamnă mult mai mult decât pare la prima vedere. Oamenii de știință au dovedit că, datorită interacțiunii cu Jupiter, orbita planetei Mercur are acea formă excentrică. Distanța dintre cele două planete este enormă, deci cum se influențează una pe cealaltă? Între ele există o rezonanță orbitală specială care momentan nu este puternică, dar în 3 sau 4 miliarde de ani totul va fi diferit, iar Mercur își va schimba orbita. Un astfel de eveniment ar putea să schimbe orbitele tuturor planetelor din sistemul solar, iar asta ar avea un efect mai mare asupra planetelor Venus, Marte și Pământ. Într-una dintre simulări, schimbarea orbitei lui Mercur a dus la schimbarea orbitei lui Marte, care la rândul ei a destabilizat tot sistemul solar. Ca rezultat, Pământul s-ar putea ciocni cu Venus, iar cum cele două au dimensiuni similare, nu ar fi distrusă doar viața de pe Pământ, ci ambele planete ar fi complet distruse. Ar fi pur și simplu spulberate în trilioane de bucățele. Și chiar dacă gravitația ar aduna din nou la un moment dat toată această materie, sistemul solar nu ar mai fi niciodată la fel. De fapt, omenirea și-ar da seama că o planetă se apropie cu mult înainte de momentul coliziunii, și asta nu doar pentru că astronomii și NASA i-ar avertiza, ci pentru că planeta care se apropie s-ar vedea cu ochiul liber. Cu câteva săptămâni înainte de evenimentul catastrofal, obiectul cosmic s-ar arăta, iar pentru noi ar fi ca și când sunt două luni pe cerul nopții. Ar fi greu ca așa ceva să treacă neobservat. Am simțit și impactul gravitațional pe care acest obiect l-ar avea asupra Pământului. Mareile ar fi de 8 ori mai puternice și toate zonele de coastă ar fi inundate. Asta s-ar întâmpla peste tot în lume, deci nimeni nu ar reuși să fugă. Cu aproximativ 28 de ore înainte de impact, gravitația ambelor planete ar accelera rotația acestora. Planetele ar începe să se atragă una pe cealaltă și s-ar produce tsunamiuri enorme în toate oceanele. Cutremure, vulcani și alte evenimente apocaliptice ar apărea brusc și vremea ar lua o razna. Furtuni, tornade și uragane ar fi atât de puternice, încât ar fi aproape imposibil de supraviețuit în astfel de condiții. Atmosferele planetelor s-ar micșora și ar străluci puternic, după care toate furtunile și vânturile ar fi înlocuite de o căldură de nesuportat. În acest moment nu ar mai exista niciun tsunami, pentru că toată apa ar fi deja evaporată. Fără lichide, suprafața planetei noastre s-ar transforma în magmă. Acum, poate vă dați seama de ce nu s-a făcut încă un film despre acest subiect, pentru că, de obicei, în astfel de filme există supraviețuitori. Ei bine, în acest punct al coliziunii planetelor, nu ar mai supraviețui nimic. Când suprafețele celor două planete ar intra în contact, frecarea ar încetini sau chiar ar opri rotirea acestora. Stâncile planetei noastre s-ar topi și ar deveni niște ziduri enorme de foc. O undă de șoc ar acoperi Pământul în doar 20 de minute. Miezul fierbinte al planetei noastre s-ar încălzi și mai mult din cauza impactului, ceea ce ar duce la o creștere și mai mare a temperaturii Pământului. Ca rezultat, planeta noastră s-ar transforma într-o serie de bucăți de piatră împrăștiate în spațiu, sau, după foarte mult timp, s-ar putea forma o planetă complet nouă din rămășițele Pământului.
cum ar arăta o astfel de planetă, putem doar să ne imaginăm. Ceva similar s-ar întâmpla și dacă toate planetele din univers s-ar ciocni. Ar fi diferite doar puterea impactului și efectele luminoase, dar rezultatul poate fi deja prezis. Ar trebui oare să ne așteptăm la astfel de eveniment? S-ar părea că probabilitatea ca așa ceva să se întâmple este foarte mică, dar cine știe ce ne rezervă viitorul? Acesta a fost videoclipul meu, dacă v-a plăcut, nu ezita să vă abonați. Mi-am creat și un cont de Patreon unde deja mă susțin câțiva oameni cărora aș dori să le mulțumesc din suflet. Aveți un link în descriere dacă sunteți interesați. De asemenea, mai jos găsiți și conturile mele de Instagram. Hai cu un follow și acolo. O zi superbă vă doresc tuturor!